Stimați telespectatori, doamnelor și domnilor, iubiți frați și surori și dragi prieteni, vă spunem din nou bun venit la emisiunea Pași prin Credință. Vă salutăm în numele Domnului Iisus Hristos din însorit Arizona în această călduroasă zi de iarnă. Mulțumim lui Dumnezeu pentru vremea pe care ne-o dă aici și suntem alături de dumneavoastră chiar dacă unii înghețați de frig prin dealurile și munții României sau împrăștiați în restul lumii, în vestul Europei, în Australia sau în Canada sau în altă parte a lumii, oriunde sunteți, vă salutăm în numele Domnului și vă mulțumim pentru că vă deschideți casele dumneavoastră, inimile dumneavoastră în fiecare săptămână să ne spuneți bun venit și să aveți o părtășie frumoasă cu noi. Ca întotdeauna în cadrul emisiunii noastre avem un invitat sau mai mulți care împărtășesc câteva din experiențele lor cu Dumnezeu, așa încât dumneavoastră să fiți întăriți în credință, numele Domnului Hristos să fie proslăvit, iar cei care sunt sceptici, poate prin îndurarea și harul lui Dumnezeu și prin călăuzirea Duhului Sfânt, să fie convinși că există Dumnezeu și că acest Dumnezeu ne-a creat, așteaptă să-L slujim și să trăim pentru El și lucrul acesta se poate realiza numai printr-o pocăință sinceră și curată și o întoarcere cu toată inima înspre El, Cel care ne-a creat. În ziua de azi avem împreună cu noi pe fratele Marius Mocot, pe care îl cunosc de câțiva ani buni de zile. El slujește în biserica noastră, în cadrul corului bărbătesc și de asemenea de o bucată bună de timp slujește în departamentul de misiune și evangelizare și am avut bucuria și plăcerea să călătoresc împreună cu el în mai multe ieșiri misionare, chiar și la Washington când am protestat în favoarea familiei Bodnariu și San Francisco și așa mai departe în alte activități frumoase. Prima dată, ca să îl introducem și de fapt dumnealui însuși să se introducă, o să ne spună de unde vine, din România și câteva cuvinte despre familie, părinți, frați și surori și eventual pe unde sunt împrăștiați toți la ora actuală și cu ce se ocupă. Frate Marius, bine ai venit la emisiunea Pași prin Credință, îți mulțumesc că ți-ai făcut timp să vii și să stăm puțin de vorbă și să împărtășești cu noi experiențe din viața de credință. Știu că ești foarte ocupat cu familia, cu business-ul, cu munca, alergarea. Ești tipul de om care nu stă liniștit, n-are mult timp liber, dar știu că timpul ăsta l-ai pus deoparte ca și pentru Domnul. Bine ai venit, îți mulțumesc că ai acceptat ca să vii să stăm de vorbă. Și acum te rog să ne spui câteva cuvinte despre familia ta, cei din România, cu ei începem și apoi venim în America. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitația care mi-ați făcut-o de a sluji în cadrul acestei emisiuni, Pași prin Credință. Doresc să mulțumesc lui Dumnezeu pentru harul care mi l-a dăruit să fac parte din această biserică, unde Dumnezeu ne-a binecuvântat ca să slujim împreună și să vedem cum Dumnezeu își face prezența în adunare, cum Dumnezeu lucrează în adunarea aceasta. Vreau să mulțumesc lui Dumnezeu că aici mă bucur și sufletul meu se bucură în prezența lui Dumnezeu și vreau să vă mulțumesc dumneavoastră pentru invitația care mi-ați făcut-o. Mulțumim Domnului care e bun și toată slava, toată cinstea și gloria se cuvine să o aducem numai Lui pentru orice lucru. Tot ce suntem noi, niște umili slujitori care căutăm să ne punem la dispoziția Domnului. Câteva cuvinte despre familia din România. M-am născut în județul Suceava, am 37 de ani. Părinții mei sunt Vasile și Maria Smocot. Suntem o familie de 5 copii, 4 băieți și o fată. Eu sunt al patrulea dintre copii, mai am un frate mai mic. Frații mei sunt în România, am 3 frați care sunt în România și o soră care locuiește în Italia împreună cu familia ei. Frații mei, cel mai mare are 2 copii, al doilea frate are 3 copii, sora mea Simona are 3 copii, noi avem 3 copii, 3 fete și mulțumim lui Dumnezeu pentru aceasta și fratele mai mic are o fetiță și mai așteaptă
încă un copil în curând. Slăviți să fie Domnul! Domnul să-ți binecuvinteze familia. Părinții și tata slujește în România. Tata slujește în biserica din Călinești, Suceava, ca păstor și apoi este membru și slujește slujește în cadrul bisericii la Biserica Philadelphia din Suceava. Din Suceava. Am avut privilegiu să-l cunosc și eu. Yes. Yes. Mama s-a ocupat, se ocupă de familie, ca întotdeauna ea de obicei. Ne-a crescut de când eram mici, s-a îngrijit de copii. Tatăl a fost care a fost cu lucru, plecat în continuu să aducă cele trebuincioase pentru familie. Cred că ești binecuvântat de Dumnezeu să faci parte dintr-o astfel de familie frumoasă, cum suntem toți cei din a doua generație, adică cei care am avut părinți credincioși, ne-au crescut în frică de Dumnezeu și ne-au binecuvântat cu bogăția cuvântului încă de când eram mici. Ai ajuns în America, în America două cuvinte despre familia din America, ești căsătorit cu și ne-ai spus deja că ai trei fete, Domnul să le binecuvinteze. Am venit în America în anul 2004, în februarie 2004. Soția mea este Ligia Remcek. Suntem căsătoriți de 14 ani. Avem trei copilași, trei fete. Cea mai mare are 13 ani, va face în martie, respectiv 11 ani, cea mijlocie, și un copilaș de 7 luni. Deci am ajuns și la punctul care oarecum ne conectează pe noi, că de departe, așa prin încuscrire, suntem rudenii pentru cei care ne cunosc sau nu ne cunosc așa de aproape. Nu că ar fi lucrul ăsta foarte important, dar poate că este bine menționat. Soția fratelui Marius, respectiv Ligia, este soră de corp cu ginerile meu. Fata mea mai mare este căsătorit cu Benny sau Benjamin Remcek și Benny cu Ligia sunt frați de corp. Ne bucurăm și pentru această conexie și avem ocazia din când în când să ne mai vedem și să avem părtășii împreună. Acum, frate Marius, într-o paranteză, cred că totuși e bine să menționăm cu bucurie că și fata mea mai mare și tu v-ați căsătorit foarte bine într-o familie foarte frumoasă. Mulțumim, și Domnul. Binecuvântată și mulțumim lui Dumnezeu pentru harul acesta. Acum, revenind la experiențele care au avut un impact real, spiritual, în relația ta cu Dumnezeu, dacă vrei să începi poate cu experiența care ți-o aduce aminte din copilărie, chiar la vârsta 8-9 ani, odată am ascultat o parte din această experiență și m-aș bucura să o ascult din nou și cred că și pentru telespectatorii noștri ar fi o experiență interesantă, frumoasă și ziditoare în același timp. Da, cum am menționat, m-am născut într-o familie de credincioși, părinții au slujit Domnului de când știu de copii. Ei s-au născut și ei într-o familie de credincioși. Am fost adus la binecuvântare, la biserică, am crescut în biserică și acesta este un har de la Dumnezeu. Îl consider un har ca să te naști într-o familie de credincioși și să slujești lui Dumnezeu, să stai aproape de El și să vezi minunea lui Dumnezeu în viața ta. Este un har de la Dumnezeu. Noi ne obișnuiam să ne rugăm în fiecare zi, părinții noștri se rugau în fiecare zi, am văzut asta de când eram copil și am crescut. Și mi-aduc aminte că pe la vârsta de 8-9 ani am început să aduc o cauză înaintea lui Dumnezeu. Băieții de afară, copiii cu care mă jucam, aveau biciclete, iar eu eram un băiat care doream așa de mult să am o bicicletă. Și am început să aduc cauza asta înaintea lui Dumnezeu, că am știut că era greu pentru părinții mei să poată să îmi cumpere personal o bicicletă. Și în fiecare seară, înainte să mă culc, mă rugam la Dumnezeu, îmi mulțumeam, aduceam mulțumire pentru ceea ce atunci credeam că Dumnezeu m-a binecuvântat și m-a purtat de grijă. Dar nu uitam să menționez despre bicicletă, să cer Domnului cumva să lucreze și să mă binecuvânteze cu bicicleta. Deci, ce mi se pare interesant, că în mintea ta de copil, la 8-9 ani, totuși credeai că
A intra în posesia unei biciclete e un lucru care depinde de Dumnezeu și Dumnezeu cumva, chiar într-un mod neînțeles de tine, poate să intervină și ai considerat că e o problemă suficient de mare și de serioasă să o duci în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Da, am văzut că nu a fost o șansă pentru mine să am o bicicletă. Frații mei mai mari au avut un Pegas, dacă cine știți ce este un Pegas, și ei aveau bicicleta asta, eu am văzut că ei au, dar eu nu aveam bicicleta mea și vreau să mă bucur să am una și am început să mă rog. Pe la vârsta de 9 ani, cred, rugăciunea mea a durat cam 2 ani de zile, până la vârsta de 11 ani. Vreau să menționez că frații mei se ocupau chiar să repare biciclete înainte, să le demonteze, să le monteze, deci da. erau pentru, pricepuți. Pentru copiii care erau la bloc, acolo unde noi stăteam. Și am început să mă rog Domnului și am zis, Doamne, dacă Tu ești Dumnezeu care mi-asculți rugăciunea, Te rog, binecuvântează-mă și tărește-mă o bicicletă. Tu știi cum. Eu nu pot să-mi dau seama cum să primesc o bicicletă, dar știu că și Tu ai oameni care poate să-mi dorească o bicicletă, părinții poate să-mi cumpere una dacă pot, dar Tu poți să lucrezi. Așa m-am rugat în cuvintele mele de copil, la vârsta de între 9 și 11 ani. La 11 ani, mi-aduc aminte că am primit o bicicletă de la fratele meu mai mare. Și bicicleta aia am avut-o pentru o singură zi. Prima dată, după ce m-am plimbat ziua cu bicicleta, că toată ziua la mine era bicicleta, bucuria mea era bicicleta, oriunde mă duceam aveam bicicleta cu mine. M-am dus cam la vreo jumătate de kilometru departe de casă, pe strada principală, calea Burdujeni din Suceava, și în drumul meu spre casă înapoi, mă uitam ceva, am auzit ceva la pedale, un scârțit, și m-am uitat ce se întâmplă, de ce scârție. Și n-am observat că în fața mea trecea o doamnă cu două sacoșe în mână, cu sticle în sacoșe și am lovit-o din plin, așa, direct ne-am intrat. Și fratele meu mai mare, Mircea, a văzut lucrul ăsta. Întâmplător s-a întâmplat ca el să treacă atunci acolo. Întâmplător! Fratele tău și care nu era fața cumpărat? Blocului, era da, fratele tău care el mi-a dăruit bicicleta da. Lui. A, așa. Yes. Sau în ziua aia fratele meu mi-a luat bicicleta și mi-a zis că tu nu știi să mergi bicicletă? Tu nu știi, tu dai peste oameni, uite, ai dat peste o femeie aici, au scăpat plasele jos, o spart sticlele și eu, na, ce să zic, îmi cer scuze. Îmi pare rău, îmi pare rău, bicicleta mi s-a luat, nu am mai avut bicicletă. Rugăciunea mea a continuat, cred că până la vârsta de 12 ani, nu mai țin minte exact datele precise, dar rugăciunea mea a continuat înaintea lui Dumnezeu. În perioada aia, în biserica unde am făcut parte, Biserica Burdujeni din Suceava, veneau frați străini din alte țări, din Elveția, din Germania, din Olanda, mai mulți frați creștini care aduceau bunuri, ajutoare, haine, îmbrăcăminte, alimente pentru biserică, pentru frați și surori, că viața era mai greu în România. Și au dus în tirurile care au venit, erau câteva seturi, câteva biciclete, mai multe. Și eu m-am ajutat la descărcat acolo. Și atunci când am văzut aceste biciclete, am zis că, wow, dacă aș primi și eu una din bicicletele astea, am început să mă rog mai tare, Doamne, pune-mi pe inima păstorului să-mi dorească și mie o bicicletă. Și la sfârșit, după ce am descărcat el tot, după ce s-a terminat lucrarea asta, fratele păstor a zis că, Marius, uite, îți dau bicicleta asta ție, fără să-i spun nimic. Nu i-am spus lui că mă rog, că am nevoie. Mi-a dat bicicleta asta, o bicicletă care nu puteam să merg pe ea pentru că avea, roțile erau desumflate, poate din cauza că a stat mult, nu mai țin minte exact. M-am dus pe lângă ea până acasă, era cam un kilometru jumate până acasă, dar eram atât de bucuros că am primit bicicleta asta de la Dumnezeu. Am luat-o ca din mâna lui Dumnezeu. Pentru asta, pentru mine a fost un răspuns la rugăciunea care am adus. Și am înțeles că Dumnezeu ascultă rugăciunea. Ca de tineri copil am înțeles că Dumnezeu este în ceruri și privește către noi și ne ascultă în nevoile noastre. Ne ascultă în cerințele noastre. Chiar dacă a fost pentru mine, ca și copil, era un lucru mic sau așa, banal. Pentru mine a fost lucru mare. Pentru alții, poate nu i s-a părut mare lucru. Mare lucru. Pentru mine a fost mare.
că am simțit că Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea și mi-a răspuns. Mai ales că n-ai mers în mod personal la păstor ca să spui, frate pastor, uite, eu am ajutat cu munca aici, nu ai putea să-mi dorești o bicicletă. Nu. Parcă pe undeva vroiai să ai confirmarea că Dumnezeu a ascultat rugăciunea și într-un mod indirect Dumnezeu lucrează. Nu m-am gândit că am să primesc, nu m-am așteptat, că am știut că sunt alții, poate au nevoie, oameni care mergeau pe jos la lucru, eram copil. Ei au nevoie întâi de o bicicletă, nu eu. Deci nu m-am gândit că Dumnezeu o să-mi dure și o să mă binecuvinteze cu bicicleta atunci. Așa, a fost o binecuvântare mare. Ai ajuns cu bicicleta acasă. Ce s-a întâmplat? Am pus bicicleta la punct. Așa. Frații mei m-au ajutat. Și după 3 ani, după vreo 3 ani, bineînțeles că bicicleta asta a fost modificată acum. Am făcut-o mai custom, mai specială. Am schimbat roțile, toate piesele de pe am schimbat, am făcut-o mult mai frumoasă, mai bună. Mi-a plăcut să lucrez cu bicicletele și cu cât au trecut ani, am învățat cum să repar bicicletele. Chiar am construit apoi, la vârsta de 17 ani, biciclete de la zero, din piese. Fiecare piesă într-o bicicletă construim de la zero. Dar ce vreau să spun, după vreo 3 ani de zile, la vârsta de 15 ani, cred că a fost, eram în clasa 9, m-am dus cu bicicleta să cumpăr niște piese de bicicletă la un magazin cu piese de biciclete și magazinul era la partier, într-o scară unui bloc. Eu am intrat înăuntru, am pus bicicleta în scară, că eram, totuși știam că să fură biciclete, să pot protejez bicicleta, nu cumva cineva să-mi iei. Și aveam și agățătoare, care s-o agăț să nu mi-o fură cineva. Dar atunci eu nu mi-am pus agățătoarea pe bicicletă. Am intrat în magazin, am stat, cred eu, vreo 3 minute, 5 minute, nu știu dacă am stat. Foarte repede, că cât să intru și ies, am zis, iau piesa și vin înapoi. Când am ieșit afară din magazin, bicicleta mea nu era acolo. Ies repede afară din bloc, când mă uit, îl văd pe un băiat, cu mâinile pe coarnele la bicicletă, împingând pe o pantă, că magazinul ăsta era în fața unei șosele care era în pantă, împingând repede și fugind cu bicicleta mea și încep să strig la el. Hei, ce faci? Dă-mi bicicleta, unde fugi cu bicicleta mea? Te ajung imediat din spate. Am început să strig după el, dă-mi bicicleta. El când a văzut că vin din spate lui, eu cred că eram la vreo 20, 30 de metri, 50 de metri, nu știu. Dar era la o distanță lui, că am început să fug după el, crezând că pot să-l prind. El s-a urcat imediat pe bicicletă, a făcut curba la stânga, și încă o dată stânga și apoi a început să coboare în vale pe o stradă paralelă la care a urcat. Eu am început să fug după el tot mai tare, am văzut că pierd distanță, strigam după el și strigam, cineva să-l oprească, nu-l lua bicicleta omul ăsta, băiatul ăsta, că nu l-am văzut la față. Și când mă duceam pe stradă, în jos, deja am pierdut distanță, am întins mâna spre o mașină ca să oprească, să mă ajute, să-l ajung pe băiatul cu bicicleta. Înainte de asta vreau să spun că înainte să opresc mașina asta, chiar după ce am făcut curba să fug după el, nu l-am mai văzut și eu m-am gândit că a intrat în scara unui bloc. Am zis că așa drept de fost că cred că s-a ascuns cumva ca eu să nu-l mai caut. Am intrat în scara acestui bloc, am urcat până la etajul 4, am coborât înapoi, m-am uitat în beci, m-am gândit în toate feluri, unde ar putea să ascundă. Nu l-am văzut și am început să plâng acolo. Și am început să mă rog la Dumnezeu și am spus, Doamne, m-am rugat pentru bicicleta asta atât de mult și acum, dintr-o dată, a dispărut. Cineva mi-a furat-o. De ce s-a întâmplat lucrul ăsta? Bicicleta asta a fost o binecuvântare pentru mine. Tu mi-ai dăruit-o, eu m-am bucurat de ea, poate eu am ținut prea mult, mi-a plăcut prea mult să am o bicicletă. De ce mi s-a întâmplat lucrul ăsta? Dar, Tată, te rog, ajută-mă să o găsesc înapoi. Eu știu că tu ai putere și poți face minuni. Ajută-mă să găsesc bicicleta asta înapoi și îți promit că îți voi sluji ție. Astea au fost cuvintele care le-am înălțat înainte al Dumnezeu atunci și mă gândesc și acum că trăiesc momentele alea cu emoție când m-am rugat la Dumnezeu și am cerut ajutorul lui Dumnezeu în problema mea, situația în care mă aflam. Am ieșit afară din scară, atunci am oprit o mașină și am încercat, poate cineva mă ajută. Am oprit o mașină, s-a oprit, i-am spus la șofer, domnule, vă rog, dacă puteți să mă ajutați, cineva mi-a furat bicicleta și nu pot să o găsesc, trebuie să fie pe aici în apropiere, nu cred că s-a dus departe, dacă cu mașina poate mergem și îl vedem, e mai ușor. Da, cum să nu urcă mașina, hai!
ne-am învârtit prin bloc pentru blocuri pentru 10 minute. Ne-am dus aproape în tot cartierul Burdujenu, ne-am stat să vedem dacă nu văd băiatul cu bicicleta. Nu l-am văzut. Atât. Am zis că e gata. I-am mulțumit foarte frumos pentru amabilitatea care a avut-o să mă ajute să pot să-mi găsesc bicicleta. M-a lăsat la vreo jumătate de kilometru de casă, m-am dus pe jos acasă, supărat, foarte supărat. Când am intrat în casă, mi-aduc și acum aminte cuvintele mamei, mi-a zis că mare, dar ce se întâmplă? Ce se întâmplă cu tine? M-am văzut că sunt poți supărat, plâns, poate. Poți să mă răzit. Am zis că cineva mi-a furat bicicleta și nu știu cine. Și mama mea, da, m-a văzut ca și mamă pentru copilul, zic, lasă, mare, zic, nu te preocupa. Cumva o să găsești bicicleta sau ai să ai tu bicicletă. Nu vreau să mă vadă, vreau să mă încurajeze să nu fiu trist. Toate astea s-au întâmplat cam între ora 10 și 12, vreo 2 ore, poate mai puțin o oră jumate. Eu la 1 trebuia să încep școala, eram la liceu în clasa 9 și trebuia să mă duc la școală. Făceam ore de la 1 la 6, la 7, de la 1 la 7 seara. Așa. M-am dus la școală, mi-am luat rubzacul, m-am dus la școală și după o oră sau două, nu mai țin de cât a fost, am avut pauze la fiecare oră, sau după o oră sau două, m-am dus într-o pauză să-mi cumpăr ceva, un snack, ceva să mănânc. Și când m-am dus la magazinul ăsta, acolo, în magazin, a fost un băiat și mi-a spus, care eu nu l-am cunoscut, mi-a spus mie, cineva ți-a furat bicicleta? Am zis că da, dar cine ți-a zis? El a zis că te-am văzut că fugeai după el. Am zis că nu, și tu m-ai văzut? Că m-am mai văzut și alții că fugeam, dar nimeni nu mi-a zis cine e băiatul ăla. Și băiatul ăsta spune, da, te-am văzut și știu cine ți-a furat-o. Wow, când am auzit lucrul ăsta, nu venea să cred. Măi, e sigur că ai văzut? Da, e un vecin de la mine, în față în față stă cu blocul meu. Wow, ce bucurie pe mine, extraordinar. Zic, wow, dacă e adevărat lucrul ăsta, nu venea să cred că chiar l-a văzut sau chiar adevărat. Ne-am dus la poliție direct și am spus la polițai, deci sediul de poliție în Burgeni era chiar pe o stradă, când eu mergeam spre casă de la școală, treceam în fiecare zi prin fața sediului de poliție. Era un sediu mic, deci nu un sediu mare, ci un sediu mic. Unii stăteau acolo un polițai, doi pentru cartierul Burdujeni acolo. Nu pentru tot cartierul, dar în fine. M-am dus la poliție, i-am spus că cineva mi-a furat bicicleta și cineva, un băiat, a văzut cine. Ai martor. Băiatul, am martor. Băiatul este la școală. El s-a dus înapoi la clasă, eu am venit să declar și să vă spun că a furat. Și atunci m-a întrebat, dar știi cine a furat? Am zis că martoram. Dar știi cum a fost îmbrăcat? Poți să-mi spui cum a fost îmbrăcat? Am zis, am văzut de la spate o geacă muștar. Și atâta. În rest, nu știu, nu l-am văzut, am văzut geaca asta de muștar. Bun, polițaiul a venit cu mine direct, mi-am dus la școală, am luat băiatul de la școală în următoarea oră și ne-am dus direct acasă la infractor. Infractor, la hoț. La hoț, exact. Așa. Și am bătut la ușă, a deschis o soră de-a lui și a întrebat, aici locuiește Bogdan, nu mai țin minte numele. A zis că da, tu cine ești? A zis că eu sunt sora lui. Putem să intrăm în casă? A întrebat, dar ce s-a întâmplat? A zis că, este bănuit că fratele tău a furat o bicicletă și vrem să vedem dacă nu este, dacă el e acasă sau dacă, să vedem hainele care au fost îmbrăcat, să vedem dacă descrie descripția care eu am spus la polițai. Am intrat în casă, s-a uitat, pe cuier era o geacă muștar și atunci când am auzit lucrul ăsta, am zis că gata, asta e sigur. E adevărat. Deja am început să mă bucur. Și el era acasă. Sora lui a zis că nu e acasă. El era acasă, era în cameră. Și zic, am crezut că nu ești acasă. Sora ta a zis că nu e acasă. Dar n-am știut că el acum a venit, eu nu mi-am dat seama că el a intrat în casă. Și lucruri din astea. Eu mi-am dat seama că deja lucrurile aici umblă cu minciuni, oameni și el a furat bicicleta. Și mă bucuram. El nu a vrut să recunoască că a furat bicicleta. Și polițaiul atât a zis, ascultă, tu până la ora 5 ai timp ca să aduci bicicleta. Mai era vreo două ore. O oră, două. Nu era mult. Ai timp ca să-mi aduci bicicleta. Dacă nu ai adus bicicleta până la ora 5 la sediu la mine, noi îți facem dosar. Este martor, ai fost îmbrăcat cum a descris Marius și tu trebuie să aduci bicicleta.
Noi am plecat, el nu a recunoscut, a zis că în timpul ăla, când noi am spus că să vorbim bicicletă, era la un prieten de-a lui și se juca cu el în casă la el la jocuri, game-uri pe televizor. Anyway, eu am plecat mai departe la școală, mai aveam vreo 2-3 ore de școală, m-am dus apoi la școală și am continuat la școală bucurându-mă într-un fel că am să am bicicletă, dar totuși îndoiala era, am zis că mă, poate nu, totuși poate... Nu știu, mă îndoiam, bă, poate nu el l-a furat, poate totuși ăsta, ce știu eu ce-o văzut, n-aveam încredere că nu-l cunoșteam pe băiatul ăla, ce știu eu, anyway. Emoții erau, orică n-a furat. La ora 5:30-6 m-am dus spre casă de la școală, emoțiile erau mari, așa. Pe la ora 5:30-6 mă întorceam de la școală, am plecat o oră mai repede ca să văd dacă bicicleta este la poliție. Când m-am întors spre casă, bicicleta era parcată în fața poliției, în fața sediului de poliție. Am bătut la ușă, mi-am spus, bine, am venit să-mi iau bicicleta, am văzut că e afară. El m-a întrebat polițaiul, asta este bicicleta ta? Am zis că da, asta este. Îți lipsește ceva? M-am uitat, îmi lipsea încuietoarea. Nu a fost legată, dar o aveam acolo. El cred că o tăiat-o, ceva a făcut cu încuietoarea dispărut. În rest era bine. Am zis că pot să o iei înapoi, m-a rugat să mă duc să iau pe mama sau tatăl meu, dacă vrem să depunem plângere, să depunem plângere la poliție și să cerem pentru pagube sau daune care au făcut eu. Dar n-am depus nicio plângere, ne-am înțeles cu el, el s-a rugat de noi că după o oră, când ne-a chemat înapoi, era mama băiatului și băiatul acolo la poliție și s-a rugat de noi să nu depunem plângere și să le iertăm. Că nu o să mai facă. El, de fapt, se ocupa cu lucrul ăsta. O furat și alte biciclete, le trimitea la Rădăuți, un oraș un pic, la vreo jumătate de oră cu mașina. Și acolo le vindea, ori le dezmembra. Era, totuși, se ocupa cu lucrul ăsta. Ce vreau să spun cu lucrul ăsta? Poate am dat prea mult în detaliu. Dar eu, când m-am întors acasă și am văzut bicicleta, m-am plecat pe genunchi și am zis, Doamne, Tu mi-ai ascultat rugăciunea. Când m-am rugat ție în disperare și am chemat ajutorul tău, n-am mai crezut că am să mai primesc înapoi. N-am mai crezut. Dar tu mi-ai ascultat rugăciunea și văd că tu asculți rugăciunea. Și am promis lui Dumnezeu că de atunci mi-aduc aminte lucrul ăsta și gândul ăsta m-a urmărit în toată viața. Marius, ai grijă cum trăiești, ai promis lui Dumnezeu că îi slujești toată viața. Și promisiunea care am făcut-o înainte lui Dumnezeu atunci, cred că a fost un lucru bun. Că lucrul ăsta m-a urmărit întotdeauna, că Marius, tu ai promis că îi slujești lui Dumnezeu. Fii credincios, ai grijă cum umbli, ai grijă cum slujești și ce faci. Și aceasta pentru mine a fost un punct unde m-a marcat foarte mult în viață. Un punct de viață mea, o lucrare unde Dumnezeu și-a arătat puterea și-a răspuns rugăciunii mele. Chiar dacă pentru cineva care ne urmărește experiența asta ar părea simplă sau fără prea mare semnificație, totuși faptul că martorul care a văzut cum fugeai după hoț și a știut cine e hoțul, s-a oferit el. Dar faptul că ne-am întâlnit și faptul l-am întâlnit în pauză, pe nepregătite. În pauză, nu a venit la mine. Ne-am întâlnit într-un magazin unde el vine să-și cumpere ceva de mâncare și eu la fel. El a spus că mă cunoaște pe mine, că eu mai repăream biciclete la băieți. Cu asta m-am ocupat. De la vârsta de 14 ani până la 17 ani am reparat multe biciclete la mulți oameni de Suceava. Și el a zis că mă cunoaște, că eu am mai reparat biciclete la băieți de la blocul lui și vineau tot la mine și a zis că mă cunoaște pe mine. Eu nu l-am cunoscut pe el. Sau că s-a întâmplat așa, este o minune. Deci nu e la voia întâmplării, nu orice lucru se întâmplă la voia întâmplării. Eu ca om credincios, eu tot ce se întâmplă în viața mea, fie că e bine, fie că rău, o iau din partea lui Dumnezeu. Eu cred că Dumnezeu veghează și vede și mă cunoaște de ce am trebuință și Dumnezeu lucrează și așa văd eu și cred. Că nu orice lucru se întâmplă la voia întâmplării. Yeah. Lucrurile nu se desfășoară din întâmplare sau din accident sau din greșeală sau pentru că așa a fost soarta sau șansa. Undeva Dumnezeu e în spatele lucrurilor și le coordonează, le dirigează așa încât să-și ducă planul lui la îndeplinire și să răspundă rugăciunilor. Cine vrea să contesteze lucrul acesta e problema lui. Pentru tine experiența asta a fost personală, a fost clară. Tu n-ai niciun dubii cu privire la faptul că te-ai rugat într-un mod inexplicabil,
tu te-ai întâlnit cu persoana care putea să te ajute și ți-ai recuperat lucru care ți-a aparținut și care pe bun drept era al tău și care inițial Dumnezeu ți l-a oferit. Eu zic slăvit să fie Domnul pentru astfel de experiențe. Este interesant că fiecare om care se întoarce la Dumnezeu are anumite experiențe. Unele experiențe sunt mai deosebite, mai spectaculoase, mai ieșite din comun. Altele sunt mai obișnuite, dar toate au o mare semnificație pentru om, așa încât îi schimbă inima, îi schimbă gândirea. Și iată că o astfel de experiență te-a determinat să faci o promisiune lui Dumnezeu, promisiune care caut să o ții până în ziua de azi și față de care ești serios și vrei să rămâi credincios acestei hotărâri de atunci. Îi mulțumim lui Dumnezeu. Dacă mergem mai departe, poate încă 2 ani de zile până la ceva interesant s-a întâmplat în viața ta sau înainte, dacă mai vrei să completezi ceva. Pe la vârsta de 16-17 ani, înainte să plec din țară, eu împreună cu un grup de tineri din biserica unde eram, de obicei sâmbătă mergeam să vizităm familii sărace care erau lăsate, de obicei familii cu mulți copii, și vizitam și orfelinate de copii. Eram o grupă, nu știu să zic așa, 12 persoane, undeva la vreo 12 persoane, cred eu, între 10 și 12 persoane, din biserică, și slujeam împreună. Ne bucuram să facem... Majoritatea tineri? Tineri, da. Toți necăsătoriți. Așa. Da. Biserica, unde am făcut parte, deci ei sponsorizau lucrarea asta tinerilor, ca noi să mergem să vizităm bolnavi, familii cu mai mulți copii și orfelinate. Era un orfelinat în Suceava, unde noi mergeam o dată la 2 săptămâni, la 3 săptămâni, nu mai țin minte exact, unde vizitam copiii acolo, copii mici, de 3, 4 ani, 2 ani. Îi vizitați, le spuneați ceva, le duceați ceva? Le duceam întotdeauna, mergeam și le duceam dulciuri, ceva, fructe sau lucruri care erau mai greu să le ai atunci în România. Și biserica era în spatele vostru și sponsorizați această acție. Doi sau trei copii din familia fratelui păstor erau în grupul ăsta. Și ei ne ajutau în privința asta. Și asta făceam de obicei de 2 ori, cred că la lună, nu țin minte exact, dar mergeam sâmbătă. Fie că era mai departe, la jumătate de oră sau ori depărtare, sau mergeam la orfelinat care era numai la 15 minute depărtare. Ce vreau să spun cu lucrul ăsta? Era un tânăr din grupă cu noi și ce m-a marcat pe mine în experiența asta este că noi slujeam împreună în lucrarea asta. Și odată când se întorcea el, deci că trebuia să ne adunăm în seara de anul nou la casa unui tânăr în Botoșani, era așa, la vreo 4-5 minute cu mașina. Așa. Și trebuia toți tinerii care slujeam împreună, trebuia să ne întâlnim acasă la el după programul de biserică, deci după 12 noapte, după ce făceam rugăciunea din chierii, mergeam acolo și stăteam împreună. Făceam jocuri, ca tinerii creștini. Vă relaxați. Exact. După programul de biserică, merg să fac jocuri creștinești împreună, să bucur împreună și stau toată noaptea acolo. Noi ne-am dus acolo, am stat toată noaptea, ne-am bucurat împreună, am făcut jocuri, am mâncat. Înspre dimineață, eu atunci am vârsta de 17 ani, înspre dimineață, pe la ora 7, noi ne-am întors spre casă. Era iarna, afară era zăpadă, era străzile la înghețate, am fost foarte... Atenți cum să circulăm, să avem grijă. Părinții ne-au dat totdeauna de grijă. Mai, de obicei nu vreau să ne lase, dar au încercat să înțeleagă și noi că suntem tineri. Și... Dar, anyway, ne-am întors acasă, ne-am dus acasă, ne-am culcat. Pe la ora 8 ne-am culcat. Mă trezesc pe la ora 10 dimineața și aud pe mama mea spune: vai, nu se poate. Dar ne-a spus să nu meargă. Vorbele astea m-au trezit pe mine din somn. Și când am auzit mai departe cu vorbirea noastră, am înțeles că un tânăr din grupul nostru a avut un accident în drum la 12 noaptea, 1 dimineața, în drum spre Botoșani. A avut un accident și mașina lui s-a întors
El numai ce a fost luat permis avea 18 ani. S-a întors cu mașina. În mașină a fost chiar și un frate care aici în America, în Detroit. Este frate cu TV. Fratele lui TV, Joachim Ciur, care este din biserică la noi. Așa. Îl cheamă Gabe pe el. Era în mașină cu el. Mașina s-a învârtit, s-a izbit de un stâlp de ciment. L-a lovit pe băiatul acesta pe lateral aici în cap și a murit. Atunci, pentru mine, a fost un șoc, nu minea să cred. Un prieten atât de aproape, slujim împreună, ne bucuram împreună și Dumnezeu să hotărească să le iei din lumea asta. Toți eram supărați, triști, nu am știut de ce s-a întâmplat asta. Întrebări înainte lui Dumnezeu, Doamne, de ce? De ce ai îngăduit lucrul ăsta să se întâmple? Noi n-am vrut să facem nimic rău. Noi ne-am adunat împreună, ca tineri, de la biserică, să ne bucurăm împreună. De ce o trebuie să moară el? Tot a fost ca și dat peste cap. Toată lucrarea a fost praf, cum este vorba în românește. Ne-am dus la el acasă, la părinții lui. Părinții lui erau... ce să vă spun? Nu am cuvinte să vă spun. Terminați erau. Și Dumnezeu mi-a vorbit atunci, prin moartea acestui tânăr, că viața care o trăiesc nu-mi stă în mâinile mele. Când ești tânăr, nu te gândești ce se poate întâmpla. Am gândit că trebuie să am grijă cum trăiesc înaintea lui Dumnezeu, că dacă mi se întâmplă un accident, dacă mi se oprește viața și n-am să mai trăiesc pe pământ, să pot să mă înfățișez înaintea lui Dumnezeu și să pot să fiu plăcut în ochii Lui și să spună, bine slugă, bună și credincioasă, intră în împărăția stăpânului tău. Lucrul ăsta pe mine m-a mișcat foarte mult și m-a făcut să mă apropii mai mult de Dumnezeu și să iau mai multe decizii în viață de cum slujesc lui Dumnezeu și cum trebuie să-mi trăiesc viața. A fost o altă experiență tristă, din păcate, dar lucrul ăsta m-a atins pe mine personal și m-a ajutat ca să înțeleg mai bine în viață că trebuie să fiu și să trăiesc aproape de Dumnezeu. Nu contează unde sunt sau cât trăiesc, dar să fiu gata întotdeauna, dacă trebuie să-L întâlnesc pe Dumnezeu, să fiu pregătit. Deci o tragedie în viața unei familii, în viața unui prieten, care a avut un efect pozitiv. Un efect pozitiv. Ai permis lui Dumnezeu să-ți atingă inima și să-ți vorbească, să-ți transmită un mesaj pozitiv prin pierderea respectivă. Mă gândesc că și alți tineri din grupul vostru același lucru, exact. Pe toți au fost afectați. Toți tinerii din grup. Toți. Toți tinerii s-au întâmplat același lucru. Deci toți ne-am apropiat. Atunci a fost așa, pentru tineret a fost o trezire spirituală. Toți ne-am dat seama că viața este poate să fie foarte scurtă și nesigură. La o astfel de vârstă nu gândești serios la moarte. Adevărul e că la 17-18 ani nu te aștepți să mori, nu te gândești serios la moarte, nu te pregătești pentru moarte, ai alte vise, alte ambiții, alte dorințe, e ceva normal. Și o moarte așa fulger poate să trezească inimile, dacă inimile sunt sensibile și receptive la glasul Domnului. Așa s-a întâmplat cu mine, personal. Dumnezeu a făcut o trezire pentru mine. Să mă apropie mai mult de El. Să-L caut mai mult. O altă lucrare care, personal, Dumnezeu a lucrat pentru mine într-un mod pozitiv. Data asta a fost printr-o întristare a familiei pentru un tânăr care a plecat din mijlocul nostru, dar pe mine m-a afectat pozitiv ca să-L caut pe Dumnezeu și să slujesc Lui, că viața este nesigură. Ce s-a întâmplat după aceea? Cum ai plecat din țară? Care e experiența plecării? Deci, acest lucru s-a întâmplat în anul, în ianuarie, prima zi din ianuarie, în 98. Eu, și înainte de lucrul ăsta, și după ce s-a întâmplat, mă frământam în mintea mea și mă gândeam, oare eu unde am să trăiesc? Ce am să fac eu? Mă gândeam să fac o familie în viitor. Vreau să mă căsătoresc, să am copii, să pot să am o familie. Unde am să stau? Apartament n-am. La părinți unde să stau, că și aveau apartament cu 3 camere și au avut 5 copii. Unde putem să stăm noi? Unde am să stau? Începea să mă frământe lucrul ăsta și să mă gândesc, oare ce am să fac eu în viitor? Am să am o casă? Am să am unde să stau? Am să fiu sărac? Am să fiu... A cui am să fiu oare? Și mă îngrijoram, mă frământam de lucrul ăsta. Vreau să-mi creez o familie, un viitor.
Și lucrul ăsta mă frământa când eram tânăr. Mă gândeam să te căsătorești la vârsta de 17 ani, tânăr, cum să mă căsătoresc? N-am cum. Dacă nu am o casă, nici nu vreau să mă căsătoresc. Și lucrul ăsta mă frământa și mă rugam pentru asta la Dumnezeu. Doamne, când va veni timpul, ajută-mă să pot să lucrez undeva, să am de lucru, să pot să cumpăr un apartament. Și ceea ce am văzut atunci era perioada când mulți veneau din Europa, plecau în Europa și lucrau acolo, veneau în România apoi și cumpărau un apartament, o mașină și totuși era bine pentru ei atunci. I-am zis că ok. Am început să mă rog la Dumnezeu și am zis că Doamne, vreau să mă duc și eu undeva să lucrez, ajută-mă, te rog, să pot să îmi câștig pâinea pentru fiecare zi. Eu nu pot să depind de părinții mei. Mă frământa lucrul ăsta. Și în vara anului 98 am fugit în Italia. Înainte cu 2 luni de a fugi în Italia, am avut o operație de hernie pentru că am știut că dacă mă duc acolo, am știut că am hernie și n-am vrut să mă operez. A fost pentru un an de zile totul aveam și am zis că nu vreau să mă operez dacă nu trebuie. Nu mă doare, nu mă deranjează. Era chiar aici, într-o parte. Și am zis că dacă mă duc în Italia, am să fiu supus la munci mai grele, poate, sau să mă duc să mă operez. M-am dus, m-am operat. M-am dus în Italia la fratele meu, care el deja era acolo. Deci, el a plecat un an înainte. Sau am avut unde să mă duc. Dar, înainte ca să ajung în Italia, vreau să povestesc un pic despre drumul și călătoria mea care a fost înspre Italia. O trebuie să plătim o călăuză să ne duc în Italia și să putem să ajungem. Eu n-am știut să ajung de unul singur. N-avem experiență, tânăr. Am plătit un băiat care a mai fost și a mai dus pe alți băieți. În perioada aia se prindea foarte mult călăuzele. Deci poliția prindea pe călăuzii care duceau tinerii în Italia. Așa. Și închideau. Era un risc foarte mare. Era 98 deja, asta se făcea de o perioadă bună, de după 90 în continuu s-a făcut călăuzie. Și ruta care trebuia să facem să ajungem în Italia era un pic mai lungă decât ruta normală care se ducea de o perioadă călăuzile. Așa. Să noi ar trebui să înconjurăm ca să ajungem în Italia, trebuie să mergem prin Cehia, Germania, Elveția și Italia. Un înconjur destul de mare, ca să nu ne prindă. Anyway, am plecat de acasă. Când am plecat de acasă, mi-aduc aminte că părinții mei mi-au spus: Marius, ești prea tânăr, nu te duci. N-am fost de acord cu plecarea mea. Ești prea tânăr, tu ești copil încă. Ce? Nu te duci tu de unul singur în Italia? Ca și orice părinte, mă gândesc că era frică să las copilul meu, un tânăr, să meargă acolo în Italia. Ce știi ce face la acolo? Cine are grijă lui? N-avea încă 18 ani. Nu avea 18 ani, 17 ani și câteva luni. Și am zis că voi dacă mă lăsați, eu mă duc, dar dacă nu mă lăsați, tot mă duc. Eu trebuie să plec, eu am banii mei, mi-am făcut bani, banii care mi-am făcut să plătesc călăuza au fost 1500 de mărci atunci. Erau banii care mi-am făcut cu biciclete. Așa. La vânzare, cumpărare, m-am ocupat de lucrul ăsta. M-am ocupat de lucrul ăsta până la vârsta de 17 ani când am plecat. Sau am zis că dacă nu mă lăsați, eu tot mă duc, eu nu pot să stau aici, eu nu pot să fac nimic în România, nu pot să lucrez, fac școala, termin școala, nimic nu fac, trebuie să plec. După cum gândeam eu. Părinții mei nu prea au fost de acord, dar nici nu au vrut să pun o povară, zic că nu și să mă duc împotriva lor. N-au vrut nici asta. Sau ei m-au lăsat. Mi-am dat seama de lucrul ăsta după aia, după perioada. Dar când am plecat, mai țin minte un lucru care a rămas în mintea mea și tatăl meu s-a dus la călăuză. Eu l-am văzut. El l-a văzut că eu l-am văzut pe el, dar el a zis că, auzi, te rog, ai grijă de băiatul meu. El e tânăr, nu are experiență. El nu a mai fost. Ai grijă de el să nu se întâmple ceva rău cu el. Și cuvintele astea atât m-au atins pe mine la inimă că am zis că venea să plâng, you know? Zic că, you know, tatăl cu mare grijă să zică la copil, ai grijă de copilul meu, el nu are experiență în viață. Mai departe, am plecat după vreo o zi, jumătate, 2 zile de mers cu mașina, deja am început să simt dorul de casă. Și am zis că, wow, man, dar ce drum lung! Când mai ajungem noi acolo în Italia? Noi de abia am început de 2 zile jumate, călătoria noastră a fost de 8 zile. Wow, 8 zile. După primele 2 zile și 2 nopți am mers cu mașina. Și nu a fost rău. Am stat într-un microbuz, eram 7 persoane, 6 persoane și călăuza. După vreo 2 zile jumate, am trecut înainte de asta, am trecut prin ceva vame, a trebuit să plătim acolo, să ne lase, să nu... Nu mai țin minte exact, știu că în vam la Cehi, dar înainte de asta cred că a fost vama...
ori la ucrainieni, ori la polonezi, nu mă țin minte exact pe unde am trecut atunci, dar ce mi-aduc aminte este că am ajuns în Cehia și trebuia să trecem în Germania. Ca să trecem în Germania nu mai putem să trecem prin vame, trebuia să înconjurăm acolo. Ne-au lăsat la marginea vămii, undeva aproape, între niște munți, am coborât toți în fug acolo noaptea, cred că era pe la 12 noaptea, și acolo am început să fugim, să mergem să trecem munte. În toate astea ce vreau să zic? Vreau să scot în evidență ajutorul lui Dumnezeu și încă un răspuns la rugăciunile ascultate care m-am rugat la Dumnezeu și am zis, Doamne, ajută-mă să ajung, ajută-mă să pot să lucrez, ajută-mă să pot să îmi creez o familie. Când am ieșit din mașină și am început să mergem prin munți, după vreo două ore era beznă, era întuneric, abia ne vedeam unii pe alții. Nu mai văd pe unul că intră cu un picior într-o gaură de apă, bum, niște găuri, cred că de vreo 50 de centimetri adânci și cu apă. Zic, wow, vreo două persoane au intrat în apă și cu un picior. Și erau tot wow, m-am spus, ce sunt astea? Nu știu ce au fost, dacă erau făcute anumit sau cineva să cadă în ele, dar două persoane au căzut în gropile astea. Am început să mă sperie, în pădure, niciodată n-am fost plecat de acasă, deja mi-era frică, într-un deja mi-era tot de casă, deja nu mai îmi trebuie Italia, am zis că, wow, nu o să fie ușor, dar speranța a fost, hai, poate ajungem cumva. Anyway, noi mergeam noaptea și ziua stăteam și dormeam. Toată noaptea mergeam, dimineața la 7 ne opream și toată ziua până seara stăteam și dormeam. Seara era destul de răcoare, era vara, în iunie. În pădure era răcoare, era umed, eram uzi, am trecut pe niște, nu știu ce au fost, dar știu că, dacă era grâu sau ce au fost, lanuri așa lungi când vedeai cu ochii, noaptea treceam și ne-au dat de aici, de la piept în jos, eram uzi complet, eram uzi. Și ziua trebuia să scutuim hainele de pe noi, ce aveam hainele care aveam cu noi ca să ne schimbăm, le schimbam, le puneam la uscat, făceam, au făcut odată, mi se pare că au făcut un foc, nici nu aveam voie să facem foc, că au zis că de la fum poate să ne prindă. Da? Dar mi se pare că odată au făcut, dacă țin minte, că nici nu mai aveam haine care să mai schimb, că tot era mod. Ziua nu puteam să dorm, nu eram obișnuit pentru 4 zile, cred că dacă am dormit câteva ore în astea 4 zile, nu pot să-mi dau seama dacă am dormit 10 ore în astea 4 zile și 4 nopți. Nu mai aveam poftă de mâncare, în 2 zile am mâncat o conservă de pește, fără pâine, fără nimic, eram slăbit și mi-am dat seama că nu e ușor să ajungi, să pleci de acasă, să începi viața singur, am zis că nu e ușor, am început să simt așa o teamă în mine și o frică, că, mă, ce înseamnă asta, să pleci așa, încă eram copil, acum mă gândesc, mental eu credeam că eram destul de matur în urmă, când am plecat, dar totuși încă eram copil așa, în minte, la minte, la cum judecam. So, după 4 zile și 4 nopți, am ajuns în Germania, am trecut prin ograda unui om și am ajuns în Dresden, se cheamă orașul, ne-am ajuns. Ne-am dus în gară până a venit trenul, călăuza știa când vine trenul, absolut. Ne-am dus în gară acolo, am așteptat să vină trenul vreo 7 ore. Ne-am cumpărat acolo ceva, călăuza ne-a ajutat să schimbăm ceva bani, am cumpărat ceva biscuiți și apă, să mai avem ce să, cu ce să ne săturăm. Când am ajuns în gara acolo, noi trebuia să ne urcăm toți într-un tren și fiecare să stăm în pod la tren. Și pe podul, în pod acolo la tren, deasupra băii, era boilerul de apă. Boilerul de apă stăteau pe 2 bare de fier, pe 2 bare, era prins boilerul de apă cu șuruburi. Noi trebuia să stăm pe lângă boiler și pe la 2 bare, 9 ore, trebuia să stăm. A fost un sacrificiu extraordinar. N-am crezut că mai e sănătos de acolo. 9 ore stai pe 2 bare, tot am amorțit. Nu știam cum să mai învârt și trebuia să nu vorbesc, că oamenii vineau la toalet dacă auzeau gălăgie sau... Nu puteam să fac zgomă, nu să vorbesc, dar să nu fac deci zgomă. Deci voi v-ați ascuns. Da. Erați ascunși. Eram ascunși, nu erați călători obișnuiți. Nu puteam. În Germania aveam voie să stăm fără documente, fără nimic. Eram ascunși ca să nu ne prindă, dacă ne prindea un controlor, fără acte, fără... Ne-au ascuns. Călăuza ne-a ascuns și ne-au închis pe toți în pod. El ne-a închis. El ne-a băgat pe rând în fiecare, au intrat într-o baie.
Sau am stat acolo, nici ceas n-am o să știu cât e ceasul. Nici n-am știut dacă mai vine. Mi s-a părut la un moment dat că așa de lung a fost că am zis că cred că a uitat de mine, cred că i-a prins pe ceilalți. Ce să fac? Să lovesc cu piciorul ca să deschidă ușa și să cobor jos, să bat, să-mi dai drumul, să mă ajut. Eram descurajat deja. Nu știam ce să fac. Încă o dată vreau să spun, experiență care numai ajutorul lui Dumnezeu l-am cerut în situația în care mă aflam. Numai mă rugam la Dumnezeu, Doamne, ajută-mă să scap și de lucrul ăsta, ajută-mă să ajung cu bine. Am nevoie de ajutorul tău prin situația în care trec. Ajută-mă să pot să ajung cu bine. Am coborât din tren, o venit să fac istoria mai scurtă. Am coborât, am ajuns cu bine, când am coborât jos eram tot negru la față, am schimbat hainele, am aruncat, eram negru de funingine. Ne-am urcat în alt tren, după 9 ore. Am așteptat încă 9 ore, obosit eram, nu vă spun. Am avut șansa să dorm un pic acolo, pe alea două bare, că eram terminat. Am avut șansa să ațipesc. Ne-am urcat în următorul tren din Dresden, trebuia să mergem în Kiel și din Kiel ne-am urcat iară în tren să trecem în Elveția. Iară, nu puteam să trecem normal, era fraudulos că n-aveam acte. Acolo iară ne-am sunit în pod, podul ăsta deja era mai bun, puteam să stăm pe spate, pe ușa de la pod, unde era boilerul de apă. Era mai nou trenul, era mai bine, eram așa de bucuros că stau pe spate 9 ore, încă 9 ore, două ori la rând. Acolo deja a fost mult mai bine, fac istoria scurtă, am trecut, am ajuns în Elveția. Am coborât toți, au venit de jos călăuza, din pod pe fiecare, am coborât toți, ne-am dus în Elveția. De acolo trebuia să trecem pe jos, peste un munte și ajungeam în Italia. Deci granița era undeva la poalele muntelui jos, și noi trebuia să înconjurăm muntele, să coborâm și eram în Italia. Așa am făcut. A început să plouă torențial. Ne-am ascuns sub un pod. A trecut mașină, noi stăteam acolo, că na, ploua. Ploua torențial, nu puteai să umble. Trece un microbuz, nu ne-am dat seama că, sunt poliția, a trecut poliția pe acolo. Vine al doilea microbuz, oprește la noi, ci cu voi, toți, cătuși la mână, în mașină. Gata, am zis că suntem prinși înapoi acasă, suntem. Atât a fost istoria noastră. S-a terminat. Dar acolo, când ne-a dus în celula aia, pe toți, ne-a pus într-o cameră. Nu era o celulă, era o cameră la sediul poliției. Am început să mă rog și am zis, Doamne, Tu până aici ne-ai ajutat. Nu cred că o să ne mai ajungem cu bine în Italia. Dar mai apelez la Tine, ajută-mă, Te rog. Ajută-ne să scăpăm și dacă putem să scăpăm de aici. Deja nu mai aveam credință că Dumnezeu ne mai ajută să scăpăm de aici. Nu mai credeam că Dumnezeu mai are putere să ne scape din mâna poliției. Am zis că așa ne trimit înapoi și gata, am rezolvat problema. Deci, pe alții au prins înainte și eu trimis așa, imediat înapoi, pe tren sau nu știu cum îi trimitea înapoi, dar mulți s-au întors înapoi care au fost prinși. Sau au venit și ne-au luat fingerprints, amprentiri la toți și ne-au întrebat ce vrem să facem, ne-au întrebat care este, de ce căutăm noi acolo și cum am ajuns. Și atunci am zis fiecare ne-a spus, noi vrem să mergem în Italia, vrem să ajungem în Italia și să lucrăm acolo noi, nu facem rău. Noi am plecat din România că vrem să lucrăm în Italia și acolo avem familie, acolo avem neamuri și vrem să mergem să lucrăm. Vă spun sincer, vă mărturisesc, polițaiul, după ce ne-a luat toate informațiile și amprentele, ne-a controlat, a văzut că nu avem niciun record la ei de ceva criminal sau ceva ce am făcut rău, ne-a și spus pe ce stradă și până să mergem să ajungem mai ușor, până nu putem să intrăm în Italia. Polițaiul ne-a spus. După ce am plecat, am mers doi câte doi în spate, la o distanță anumită, ca să nu bată la ochi pentru alții, chiar suntem un grup mare. Au trecut vreo două, trei mașini de poliție pe lângă noi, deja știau cine suntem noi și unde mergem. Am trecut ușor în Italia, am intrat în Italia, am dat slavă lui Dumnezeu, deja mă gândeam cum o să mănânc prima mâncare acasă, cât de bucuros eram să fiu în Italia. Și eram slăbit, eram total slăbit. Ce vreau să spun cu lucrul ăsta, este o poveste mai lungă, dar în trecerea mea de România în Italia, a fost o perioadă unde am chemat ajutorul lui Dumnezeu, m-am rugat ca Dumnezeu să mă ajute, m-am rugat ca Dumnezeu să mă binecuvânteze, m-am rugat ca Dumnezeu să-mi poarte de grijă să nu mă lase singur, m-am îngrijorat ca tânăr să pot să fac o familie, să pot să lucru, să pot să cumpăr un apartament, să mă întorc în România și să am un loc unde să stau. Și Dumnezeu m-a purtat de grijă. Planul Dumnezeu a fost altfel. Am stat o perioadă acolo, dar vreau să fac istoria mai scurtă. Timpul a expirat, da. Trebuie să ne oprim, frate Marius. Timpul a expirat, deja l-am și depășit. Nu m-am gândit că o să trec așa de lung.
trebuie să ne oprim aici. Călătoria a fost lungă, a fost periculoasă, primejdioasă, mult mai grea decât ai așteptat. Totuși Dumnezeu te-a izbăvit și din Italia, poate cu altă ocazie o să auzim cum ai ajuns în America. Îți mulțumim pentru că ai venit să împărtășești împreună cu noi. Mulțumim telespectatorilor pentru răbdare. Credem că ați fost binecuvântați și ați învățat din nou sau ați auzit din nou sau v-ați îmbărbătat din nou prin aceste experiențe despre faptul că Dumnezeu ascultă rugăciunea și El s-atinge de noi și în viețile noastre și prin experiențe mari și prin experiențe mai mărunte. Vă binecuvântăm în numele Domnului, vă salutăm cu mult har și pace de la Phoenix, Arizona. Domnul să vă binecuvânteze și vă mulțumim!